Doamna Marița, să ai poftă. Mulțumesc. Ce mănânci acolo? O supiță. Da. Păi? Păi tu de ce? O mâncași pe a ta și mă înfimbesc pe mine. Eu nu mănânc supă. Nu? De ce mănânci? Numai tu m-ai distrus pe mine cu uscăturile tale, mi-ai distrus dantura. Ce-o fi? Toată ziua uscături, uscături. Tu de ce mănânci supa? Păi tu mâncai, uite acolo. Eu nu mâncai. De ce? Acolo. De ce mănânci tu numai supă? Am uite, se vede prin supă, uite. Ia uite, se vede prin ea. Frumos, nu? Ia. Asta, așa ce eu am mâncat când eram eu la facultate, la Craiova. Păi de unde făceai tu pe așa? Pe maxima tu? Siguranță, așa ce am mâncat. Așa, bun. Da, aveam bucătar care mi-aducea ciorbă. Eu nu cred. Îmi făcea ciorbă, mi-aducea și șnițel de porc. Aveam bucătar acum. Mâncați voi bucăturile. Da. Recunoști că mi-ai distrus dantura cu uscăturile toate? Da, ca să o faci și pe a mea, de toată ziua uscături mi-ai dat. Da. Ți-ai bătut joc de dinții mei, da? Da. Ce facem noi acum dacă mi-i dă jos doctorul de lucrare? Unde nu-ți plăcea ție, nu? Cu ce mai mănânc eu acum de pașmielul, cu ce mănânc și eu purcelul? Oasele, a? Ia și pâine să nu te îngrași. Ia și pâine, să ai post. Să ai post. Eu. Așa, mănâncă, să ai post. Mâncai de sătura și... Eu nu mănânc ciorbă de la tine niciodată otrăvită de asta. Cu lăuștean? Da, lăuștean. Cu lampiș de capitan. Doamne, fane. Ce să fac, fănic? Uite, mă duc până la Severin. Păi? Mă duc la doctor, sumatul să văd ce am la dinți, de următor. Nu. Da. Am programare la 5. La 5? Da. Doamna Marița? Pe bunică ta, pe doamna Marița cu cățelul. Mă duc și eu la dinți. Numai ea mi-a distrus mie dinții. Toată ziua cu uscături. Am mâncat numai uscături. Oasă, înșirate, găini moarte, costița fumată, rânza fumată, speitie, șorici, lindici, limbe de porc am mâncat. Cârnați au uscat. Toți dragi am mâncat. N-am mâncat și eu o mâncare mai bună. Fănică, dar tu mă vezi pe mine acolo unde te filmezi? Da. Draga mea? Mai filmează și tu pe aici lumea, peisajele. De draga mea, nu mai spui. Nu mai spun de draga mea. Ce să mai spun și de draga mea? Da. Să mai spun de draga mea. Filmează pe bunica, dar e frumoasă. Mine, nu mă râd de tine, Lăsa-și pe Rex acasă de mâncat. Ce dai eu pe mâna doctorului? Să mergem acum să-i luăm niște oase de aia de vită. Ce zici? Păi și pe alea le mănânci tu. Să le fierbem? Da. Mănâncă Rex oasele și o mănânc ciorba. E așa? Da. Copită de porc, acolo cred că s-ar rupt dinții. Nu, fănică? Cred că. Acolo s-ar rupt dinții, sigur, în copita aia de porc. Vierul ăla, unde a fost vierul ăla mare, știi? Ce să mai zic? Asta e viață. Viață de magnat. Una caldă, una rece. Ia să vedem, fănică, cu ochelari cum sunt. Au, mamă, vezi pe Fane acum? Ăsta e Fane, fraților. A scos lanțul de aur alb.
Ce din aia, toți au aur din ăla normal. Lanțul meu l-am de 20 de ani. Aur alb. Platină. E platină, nu are nimeni așa ceva. Am luat când am ieșit de la facultate. Îl cerea și pe ăsta să-i dau procurorul. Ți-amintești? Da. Dă-i murgure, dă-i să te vezi scăpa de hârcote. Nu-l dau, mă, pe ăsta să știu că mor. Și pe ăsta nu-l dau. Lanțul ăsta. Îl cerea procurorul să-l dau lui unul. La el acolo, să fac cu el la pace. Ce zici, Fănică? Ce să zic? Mă, Fănică, dar cum te sculași tu la școală azi dimineață singur? Cu alarma. A? Cu alarma. Care alarmă? La telefon. La telefon? Da. Da? Și veniți la mine și mă întrebați dacă te duc. Băi, copil mic frumos. Dacă nu te duceai pe jos, Fănică? Nu mă mai duceam. Ha? Nu mă mai duceam. Nu mai te duceai dacă nu spunea bunicul, hai. Da cum, bă, dar eu nici nu s-a pus întrebarea. Aproape că plecam în chiloți, ai văzut? V-am dat un scurt. Da. Eu tot timpul aștept în mașină pe Fănic. Da. Eu mă îmbrac ca la armată. Cine te îmbracă? Dracu, că tot te îmbracă. Auzi, vorbește frumos cu mine că te dau jos. Și seara și noaptea, nu mai e pchem. Ești la mine în mașină, te dau jos unde vreau eu. Da. Da. Îmbracă-mă, dezbracă-mă cu zucul noapte. Da, îmbracă-mă, dezbracă-mă, știi tu. O, cine te îmbracă până, până azi dimineață, jazz noapte? Ce te lauzi? Bine, hai, nu mai mă laud. Hai că revenim, Fănică, cât timp de avem? 5. Hai că mai facem la Severin. De ce nu recunoști? Ce faci, bunicule? Am viață grea. Ce ai făcut la dentist? Mi-a zis doctorul că după Paști, că nu poate să se apucă de lucrare acum, că nu mai are timp. N-am decât să iau medicamente până după Paști. Să pot să stau așa cu dință. Iau antibiotic. Așa că am merlit. Mergem acasă, a? Da. Mergem acasă. Pe mine mă vezi? Da. E bunica ta, mai vezi? Să vadă și pe ea lumea, că e cu noi. Fuzai și eu, fuzai cu ea. Nu o lăsară. Fuzăm de noi, mâncă la Tractoria, mâncă la Gaverna Sârbului. Da? Adică nu mai luai pufuleți. Uite-i. La Gardul Roșu? La Gardul Roșu nu mai dedusei. De ce? Nu mai vrusei. Uitași. Nu mai e mici acolo, s-a dat, termina mici. Da? A dat faliment Gardul Roșu. Nani s-a apucat de gard. Ai văzut? Da. Bravo, domnul Nani, fericitări. Și rețet, dacă nu mai au să-și pastinuță. Nu-i așa? Ba da. Au ce palmier frumos aici, la noi, la Șimian. Au ce palmier puși de America. Pune și la noi, domnul primar. Când pune și la noi? Pune pe stradă unde sunt rândurile alea. Bine ar fi. Palmieri ăștia să fac mari.
ce a luat foc. Păi? Arde și instalații în cap. Da. Puși mai tovarezul romanesc, cajicanesc. Ce faci aici? Ce ai de dumneavoastră? Ce faci? Ce fac? Ia pune mâna să dau cu perie. Mă joc. Te joci? Da. Uite, fac butura asta lui Brâncuș. Lui Brâncuș? Da. Și după aia facem aici PSD-ul. Să votăm PSD-ul. După aia facem pe butură. Constantin Brâncuș. Dacă domn primar ne-a făcut strada frumoasă, facem și noi ceva frumos, nu? Da. Mamă, ce miroasă o Voxava. Ce miroasă Voxava? De ce fac culoare? Să-mi lași mie. De care? Vrei să-ți faci și ție buzele? Să punem la pat. Ha? Culoarea patului. Unde e jupuit acolo. Ce vorbești tu? Așa de ce nu le lăsai tu? Nu-i păcat de ieri. Păi de ce? Cum? De cât e iernia puteai fi? Am trei ieri. Trei ierni. Da. Cum nată mi le-a dat. Știți? Lemnele. Da. Dă-i așa, te dun. Dar nu-i așa că tu nu poți să faci nimic ca singur fără mine și păi fără și tu ce faci? Că stai cu mâinile pe pizdă. Ce faci tu acum? Ce spuse? Ce faci tu? Nu, și dacă... Ce spuse eu, că nu spuse nimic. Și dacă n-aduceam noi hârtie, pensulă, ce trebuie la mână... Ce vorbești tu? De muncești mult. Faci tu tot, mai îți dau una acum de moți. Ia vezi, poate îți dai eu ție acum una pe lucru. Vin copiii acasă și n-au unde să stau la butură. La semințe, da? Da.
Cred că mâine mă ajuți să întindem furtunul ăla al mare, să ajungem până cu alea la poartă, vrei? Păi. Să spălăm curtea, uite ce fie praful ăla. Pământul ăsta, cimentul ăsta, cum îi zice la asta? De ce nu pusă la rând buturile de unde spusă eu, să iei și tu? Tu iei tot pe invers? Nu fac eu ce spui tu. Pune și una pe bubă aici. Eu nu pun, de ce? Ha? De ce? Ești bărbat, tu trebuie să faci. Ia dracu, curul tău. E mai maimuța, dracu. Nu ești bună de nimic. Ia uite, hărăp! Faci tu. E bună peria unde a dus-o-i. Tu că nu e bună. E bună, e bună. Da. E bună. Mai e mult sunt bună. Ba, e și tu bună. Vino cu mai aproape. Să dai tu cu pentul aia. Vino că nu dau, ține cu lea. Ce să țin? Ești mai pe interes cu mine? Da. Recunoști? Recunosc. Fapta recunoscută. Salut, salut. Câte minute ai mărit acum? 5 minute. Ha? Mere. Oprește mărie și mai băgăm mai atât de oameni. Lasă-o pe ceva de pe asta, bună? Uita. Remuța, că ai beșul. Ne pregătim pentru vară? Da. De Paști. Vine Paștele. Vine Paștele și Pufi nu e tuns. Îl tunde-o și pe mine. Opresc? Nu. Facem unul de 25-30 minute. Nu? Da. Ce cameră? Ați-am bun de la pe murva din greșeală, o să suci? S-a trăit, s-a trăit? S-a trăit, domnul maestru. De la Constantin Brâncuș, de la Turgu Jiu sunt. Da. Am primit ordin să fac butura asta, că trece pe aici și domnul Bumbar. Știi ce a zis Brâncuș? Ce a zis? Nici eu nu știu. Hă? Cum nici tu nu știi? Ce înseamnă aia, nici eu nu știu? Era o glumă. Dar sub paica, dar nu părpim. Trebuia și le mai întâi șlefuite cu alea. Cu... Nu mai trebuie. O pregătești pentru bere? Da. Da. Vin copiii? Nini să ne aducă și nouă o tablă de aia, să nu mai o văd așa cum ne scurg. Ce tablă? Să punem pe fața asta. Pe butură. Ce-a făcut copilul tău acolo, a bătut jos de primar? A desenat. A desenat? Da. Să vezi ce bătaie dai când îl prind eu pe stradă. Prinde la găbuț. Ha?
A fost sus? Nu, hai. Nu, 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 nu. Ala mani. La Maria, vage tal fi. Maria. Ah? Vage. Ha? Bașen. Și bașen. Bașen. Na, nu face prostii fani. Face noapte destul, nu? Unde ai mai bișucă de mea, m-am murit în față. Aia că n-am mai o trafă cu ea. Stai de băia n-am murit șurul. Mic la urmă. Ce mic la urmă, hai mișto. Hai la ce mai jau, Andrei. Hai n-am mai jau, n-am mai jau. Îi tăgeam în ina că ai băgut zăvăr. Bunicule, vreau să oxi și eu cu tine. Nu, n-ai voie tu. De ce? E șartă tatăt. Zice că te-am pus și la boxe de lemne. Uite, e aici, am zis că eu vreau. Ha? E aici, am zis că eu vreau. Vrei tu? Da. Hai că-ți dau să te cu pensul de aici. Dă-i lăsă filmează tatăt. Nu, 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 stai acum. Dacă faci o mărire. Stai, mă. Fac-o dacă tot iau banii de la socul tot când vine. Ai de primit. Da. Bă, dar ce curge ochi. Că locul ăla de camila aia. Așunești. Cum mări? Amarul,